Vineri 11 februarie, în județul Hunedoara s-a înregistrat cea mai mare rată de infectare cu COVID-19 din acest val al pandemiei, incidența de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 fiind de 18,34 la 1000 de locuitori. Astăzi, această rată a scăzut cu aproape 2%, fiind de 16,73. Iar pentru a menține acest trend, autoritățile județene recomandă hunedorenilor să se testeze la primele semne ale bolii, în condițiile în care această operațiune este gratuită. Am luat legătura cu medici și familie și dumnealor fac testări. Cel mai important lucru este să conștientizeze lumea că nu este de joacă cu acest virus. Când au cel mai mic simptom, să meargă să testeze și să ia legătura cu, în primul rând, cu medicul de familie și apoi, dacă este o gravitate mai mare, să meargă să-și facă testarea la centrele de evaluare și să ia medicamentația corespunzătoare. Testarea la medici de familie e gratuită? Da, este gratuită. Deci, peste tot unde există centre de testare, testarea este gratuită. În județ sunt în zona roșie, cu o rată de infectare de peste 3 la 1000 de locuitori, 66 din cele 69 de unități administrativ-teritoriale. Două localități rurale, Balșa și Lăpugiu de Jos, sunt în zona galbenă, de peste 2 la 1000, iar în comuna Bătrâna nu sunt raportate cazuri de COVID. Cea mai mare incidență, de 24,53 la 1000, se întâlnește la Deva, iar cei mai mulți infectați cu SARS-CoV-2, număr de 1664, sunt înregistrați tot în reședința de județ, dar și aici tendința rămâne descrescătoare. În ceea ce privește gradul de ocupare al paturilor din județ destinate pentru pacienții COVID, și acesta a stagnat la 52,57% și rămâne unul liniștitor.